Dacă ați urmărit, cum mi se pare reprezentarea oferită de către aceste producții culturale despre Roma? Adică cum mi se pare că reprezintă într-un mod fidel sau corect? Nu știu eu, cum mi se pare că sunt aceste producții pentru comunitate? Cum mi se pare că, adică ce mesaj credeți că transmit ele, asta pe de parte? Și pe de altă parte sunt curioasă, cred că unii dintre actorii care jucau personaje de etnie romă, nu, am impresia că nu sunt. Adică e foarte greu să afli. George Visu, nu știu dacă nu este rom. Nu este rom. Dinica, Carmen Tănase. Apartenența lui Dinica. Mă rog, nu știu dacă e ok să discutăm apartenența la o etnie a unui om care poate vrea să se declare, dar cum mi se pare... Nu erau de etnie, erau câțiva care erau de etnie, dar mulți nu erau. Și e clar, o imagine avansată, așa, tablonată. Da, sunt curioasă dacă putem să vă zic am urmărit nici măcar un episod întreg sau doar dacă am văzut din greșeală la reclamă, din diferite motive n-am urmărit această telenovelă, dar din cât am apucat să văd un teaser, un trailer, nu știu, e clar o imagine romanțată și neactualizată, nu știu. E un rost tipic, da, da, da. Așa, rezultatul e... Și la fel și... Nu cred că oamenilor le plac poveștile în general și cred că o anumită doză de romantism e bine de păstrat. Dovadă, uite, acum dacă e să facem un test de sinceritate, dacă ați urmărit-o, v-a plăcut sau nu? Da. V-a plăcut, normal, dar v-a plăcut. Sunt fete frumoase, sunt costume frumoase, muzica e frumoasă, cântată de Loredana, cred că era, nu? Dar nu avea nicio legătură, dar cântă bine Loredana, nu? Cântă. Din păcate, imaginea asta este promovată din ce în ce mai des, în mass media, cel puțin pe posturile de televiziune. Dar nu știu dacă mai sunt, cred că au mai fost, nu cred că... Acum se reality show-uri. Dar întrebarea se pune dacă fac un serviciu etniei sau nu. Adică dacă sunt bune stereotipizările astea, dacă nu întregesc deja niște deja lucruri care sunt... Deja oamenii și-au format o imagine sau își formează o imagine despre nebunii afișată, despre jurăturile Putărescu sau bătăile lui Putărească. Și atunci imaginea promovată de mass media care are puternică influență asupra oamenilor, oamenii le-au cu imaginea în minte și, din păcate, e o imagine... Exact. Dar totuși era, cunoști un actor, dacă le duc eu bine aminte povestea, era un doctor care era din șatră. Da, era un model. Da. Eu cred că a influențat, adică uite că se poate. Da. Era doi băiatul, rolul principal. Era aceeași excepție. Eu vreau să întreb pe Mihaela, că zicea la un moment dat că în unele piese de teatru pe care le produc, femeile rome sunt puse în niște imagini cum noi n-am mai fost văzute până acum, gen, nu știu, ziceai la un moment dat, de femei rome la un război sau ceva de genul. Dar în același timp ai zis că nu puteți exclude femeile tradiționale care vor să se îmbrace în... Da, da, da. Și imaginea asta. Și imaginea. Eu voiam să... Întrebarea mea este, ați observat vreo diferență de... există o diferență în recepționarea mesajului de către comunitate atunci când femeile sunt îmbrăcate tradițional pe scenă și atunci când femeile sunt prezentate în război pe scenă? Cred că, în primul rând, sunt șocați. Atât romii cât și neromii. Nu, voiam să zic, adică, când voi sunteți pe scenă îmbrăcate de război, de exemplu, mai sunteți văzute ca și... mai e văzută scena ca și reprezentând cultura romă? Adică... Da, pentru că cultura romă nu trebuie definită doar prin imaginea asta, stereotipală sau, mă rog, asta pe care o știm noi. Cultura romă e diversă, e diferită, e și e contemporană. Adică asta încercăm noi să spunem de când facem ce facem. Băi, deci cultura romă nu e aia folclorizată, tradițională. E foarte contemporană, e progresistă, e altfel. E recepționată. Și da, e foarte greu cu oamenii să le bagi imaginea asta în cap, pentru că ei te văd și e ceva ce nu recunosc. Și o chestie de pionerat pe care noi o facem până la urmă, pentru că ei nu au avut nicio altă reprezentare înainte despre felul în care ar putea
să fim. De exemplu, asta îmi spunea, de exemplu, o actriță romă lesbiană, știi? Adică ea e în Austria. Băi, oamenii când mă întâlnesc sunt șocați, dar nu numai romii, dar și neromii, pentru că se gândesc ce cu asta. Adică eu credeam că femeile romene sunt alea care supuse cu bărbatul lângă ele, nu ca mine, tunsă scurt, cu muși pe mine și așa mai departe. Și zice, și mie îmi place că e șochet, adică îmi place să le dau așa, să le spun, aaa, da, asta credeați? Uite că se... Mi se poate și altfel. Ajunge această modalitate de artă contemporană la oameni din comunitate? Adică romii din comunitate au acces să vadă această imagine? Băi, în general, romii nu au acces la cultură. Adică trebuie să fim foarte sinceri și să spunem, băi, nu. Romii nu au acces la cultură, nu vin la teatru. Adică, mă rog, cei care sunt în sate sau în spații rurale, e și foarte greu. Adică, da, și e greu și din Ferentar să vin în centru să vezi teatru. Adică, dacă vorbim de oraș. Mă rog, mai găsim pe Dana pe acolo, mai aduce ea, mai face o echipă, mai aduce 20 de oameni diferentari și așa mai departe. Dar nu, nu cred că au exercițiul ăsta de a merge la teatru, dar cred că începe să se formeze de acum încolo. Oricum, până la urmă, important e să joci producțiile astea nu doar pentru comunitatea romă, dacă vrem să educăm și să schimbăm percepția femeii, nu? Important e să le jucăm la gagii, să vedem cum percep ei o altfel de imagine a femeii rome. Și mai nu știu cum îi educăm atunci prin cultură și prin artă. Că schimbarea trebuie să vină și din interior. Și din interior, și din e adevărat. Sunt două tabele care nu se exclud. Sunt două lucruri care nu se exclud. Nu, dar trebuie să recunoaștem că publicul nostru e ne-rom în majoritate. E ne-rom, da, asta e. Din păcate, asta e, dar e și o chestie degenerată, adică peste 5 ani, poate... Până la urmă, vremurile de când scria Alexandrie, scria cum era în vremea lui, în vremea noastră o să scriem sau o să jucăm și o să rămână după noi cum e societatea de azi. Și până la urmă, cred că e un pas înainte, e o reproducție culturală. De ce să excludem, iarăși noi, cultura mamelelor? Deci, marea masă a publicului se distrează, vedeți nunțile romilor, cât de opulente, cum defilează, ce... De ce? Asta nu e cultură? Asta le place, asta fac și vorbesc despre autorii anonimi, colectiv, nu? Din vremurile trecute. Și asta este o cultură anonimă pentru că puțini își revendică aceste producții, dar sunt producții care sunt în funcție de cerere și ofertă. Asta cere publicul, asta aplaudă, asta vor, asta este publicul pentru nu numai rom, și o masă mare de români care se simt confortabil în mediul manelelor. După cum acest public care iarăși putem să-l numim de avantgardă, de public care adoră experimentul cultural, ceva care este și din comun. Să nu numim excepție. Să nu numim excepție, dar nu poți. Dar nu poți, este totuși un mers firesc al ceea ce auditorul, da, orice operă culturală trebuie să și educe și să placă. Dacă acel nivel, deci este pe placul și produce bucurie și produce entuziasm, atunci nu putem să negăm aceste producții. După cum nu negăm nici producțiile, hai, de excepție totuși, pentru că sunt de excepție, nu? Sunt excepționale. De excepționale. Scuze, trebuie să mai dau pe absolut legat de portul tradițional în această capcană care și e celelalte minorități. De exemplu, avem anual participarea la ONG Fest, avem niște relații instituționale sau nu știu cum, cu organizația ale minorităților naționale, și solicităm să vină cu un program cultural. 99% vin cu folclor. Da. Și vedeți, aveți acolo, nu știu, stand-up comedy. Vă rugăm frumos să-i aduceți. Noi știm că aveți nu știu ce. Vă rugăm să-i aduceți. Nu, e cel mai simplu. Hai că trimitem acolo ansamblul de dansuri folclorice și la revedere, ne-am scos. Și culmea este că publicul se așteaptă la ceva, normal. Deci publicul nu știe din stat că o să vină 15 organizații sau 15 minorități și vor dansa 4 ore în șir. E plictisitor, e extrem de plictisitor. Se așteaptă la altceva.
Și încercăm, dar nu există mereu acea deschidere față de ce e mai dificil. Asta e foarte simplu, știm să-i punem în autocar, ce scuze de expresie, dar asta se întâmplă. Cred că e vorba de cultură reprezentativă, că ce simt e că e reprezentativ pentru cultură, hainele și dansul. Da, și consideră că mai, ok, de exemplu, la dansuri grecești, da, toată lumea dansează, da, deci în fiecare se întâmplă același lucru. Am fost și urmă, mai că ar trebui să se schimbe placa. Da. Mulțumesc de intervenție, Steluța, și apoi Mihai. Referitor la promovarea proiectelor pentru dezvoltarea culturii. Eu, din punctul meu de vedere, atunci când promus cuvântul cultură, da, foarte bine, teatru este, ați început, ați făcut niște pași foarte importanți în teatru rom. Avem și câteva, chiar așa cum sunt ele în televiziune, filmele acelea, dar ce facem cu literatura? Din păcate, că literatura romă, scriitorii, poeții romi nu sunt mai deloc, cel puțin. Nu sunt interesați. Nu știu dacă... nu știu dacă nu sunt interesați, eu vă spun că lucrez ca profesor și am participat la nenumărate concursuri de creație literară. Sunt copii foarte talentați în comunități, din păcate sunt niște mici foclii acolo, care luminează, la un moment dat nu vor mai lumina pentru că chiar nu sunt susținuți, și vor rămâne acolo în comunitățile lor, fără să se știe, fără să se cunoască lucrările pe care le fac. Dacă aveți astfel de planuri, cum gândiți să ajungeți în comunitățile în care există oameni talentați? Și ar putea contribui la dezvoltarea literaturii române? Noi aici am putea să finanțăm astfel de lucruri, dar trebuie să ni se depună. Deci, din păcate, asta este soluția legală. Deci, dacă există un proiect depus pentru finanțare în rambursajă, cum am zis, acum 3 ani, cred că 3 ani a fost, niște povești au fost publicate prin sprijinul nostru. Al doilea an trebuia să revină organizația, dar n-am mai revenit cu alte lucrări, dar se poate și chiar îndemn să discutați și cu Carmen, ea știe exact cum se procedează la noi. Dar și școala și poate depune. Deci școala nu poate, asta e problema, da? Deci avem mai multe restricții decât posibilități, dar există, deci posibilitățile există, noi cu mare drag oferim oricui, orice fel de răspunsuri la întrebări, vă ajutăm și la scrierea proiectului, dacă este cazul, deci nu este o problemă să vă explicăm exact care sunt cerințele. Mihai, mulțumesc! Da, aș vrea să revin puțin la ideea asta de reprezentare și la telenovele, adică, nu știu, noi când am jucat în comunități rome, în sate, pe unde am ajuns, inclusiv, nu știu, la Târgu Mureș, au venit rom pentru că aveau nevoie, spectatorii noștri aveau nevoie de aceste forme de autoreprezentare. Văzând că este o trupă cu actori rome, au zis da, în sfârșit. Și din discuțiile pe care le-am avut cu oameni din comunitate, există această foame de reprezentare, de autoreprezentare și până acum accesul lor a fost doar acesta, la telenovele pe care le urmăreau, toți știau acele personaje, la manele, tot așa, pentru că este accesibil. Și cumva poate ar trebui gândită legătura și folosind aceste tehnologii, pentru că în toate satele eu nu am văzut oameni să nu aibă telefon cu cameră și cu YouTube. Adică chestia asta funcționează, urmăresc filmulețe, urmăresc se uită la televizor și vor să fie prezenți în acele imagini pe care le urmăresc. Asta este foarte important. Dar ce le oferi? Și într-adevăr, cu teatru nu poți să ajungi. Nu ai cum. Poți să ai 100 de trupe, nici măcar, cum să zic, teatru românesc și iau instituții de stat și așa, nu ajung în oraș unde nu există teatru, mai vine din când în când câte o piesă și așa mai departe. Iarăși filmul lipsește, apoi, nu ai cinematografe. Și apoi intervine discuția de care spunea Nico mai devreme, că bun, atunci când trebuie să alegi ce anume să prezinți, prezinți ceva ce reprezintă, adică ce e reprezentativ, da? Dacă vei face un festival al minorităților, vei invita minoritatea romă și minoritatea romă se va gândi cu ce să vină reprezentativ. Cu dansul, că altceva nu o să aibă. Pentru că, de asta era întrebarea
întrebarea... Depinde și pe cine întrebi. Da. Sigur că da, mai vei întrebat-o pe cei din instituții, cei care sunt în pozițiile de conducere, de putere, adică, nu, pentru că de asta era întrebarea mea adresată ție, Mihaela, și mi se pare că e cumva, adică, reflectă mult din experiența voastră ca și trupă de teatru feminist. Dacă sunt reprezentate femeile rome în cultură, nu pentru că voi nu produceți cele care sunteți aici, ci pentru că voi sunteți, de fapt, niște voci marginale. Adică ceea ce, ce înseamnă cultură romă pentru foarte multă lume și vorbesc de cei din pozițiile care au puterea și influența să miște lucrurile, nu văd o astfel de, exprimare, formă de exprimare, nu o văd ca fiind relevantă sau prioritară. Depinde pentru cine, că dacă vorbești despre rom, poate da, eu sunt marginală, dar poate, dacă vorbești pentru gagii sau impactul pe care arta mea îl are în media sau așa, eu sunt o voce mai puternică decât ei. Și depinde unde mă plasez și pe unde mă interesează pe mine să fiu, că pe mine mâna, știu dacă mă interesează să fiu neapărat cu instituția astea, care oricum sunt conduse de oameni care nu au studii de specialitate, habar n-au de cultură, nu se duc niciodată la teatru. Deci degeaba avem Centru Național de Cultură Romă dacă sunt oameni analfabeti culturali, mai bine scuzați. Și nu mă interesează să colaborez cu ei, adică da, și pentru ei o să fiu tot timpul o marginală, pentru că ei nu știu cu ce se mănâncă teatru, frate, despre asta e vorba, adică sunt niște ONG și puse în niște poziții de putere. Dar nu mă interesează să mă duc acolo. Ce fac la... Poftim? Mama mea ne poate spune ce fac la romanul că... Să știți că nu sunt pe post de urmăritor al activităților altor instituții. Nu, dar nu este de la DRI. Este o altă instituție. E altă instituție. La cine e de la romanul? Nu e. Scuze, nu e nimeni. Ce-am prezentat-o pe... M-am putut să participe. Noi am trimis invitația către Centrul Național de Cultură a Romilor, dar din păcate n-au putut veni la acest eveniment. Poate temele noastre nu sunt neapărat interesante. Da. Și atunci ne-au refuzat politicos. Mă reprezentă o colegă foarte bună, care o știm cu toții foarte bine. Și întrebarea mea, la care încerc să răspund și aș vrea să aud și alte răspunsuri, e pentru cine e important să jucăm aceste piese în care se văd alt fel de femei rome. Că dacă ne jucăm între noi, care noi suntem prieteni, știm că toți trebuie să facem așa pentru femei, da, așa, e bine, și jucăm una în fața alteia, pieza, ok, dar cine trebuie să facă asta, de fapt? Românii? Ajungem în comunitățile de rom, femeile din comunitățile de rom se recunosc în piesele noastre? Le ajută într-un fel sau altul? De exemplu, eu când am lucrat într-o comunitate de rom, au început să vadă că sunt și alt fel de meserii la femei. Că îi puneam să facă mima și spunea ce meserie și știa de femei de serviciu. Că asta știau. Ăla era modelul, ăla era top. Dan, te rog, spune. Da. Eu vreau să zic că e foarte important să jucați comunitățile de rom. Și pentru asta vă felicit, ca să zic așa, voi care faceți teatru. De câțiva ne-a apărut ideea asta de teatru forum, care jucați în comunități cu persoane din comunități. Și asta cred că înseamnă feminism în cultura romă, pentru că acolo oamenii din comunități își pun problemele lor sau își expun viața lor, așa cum este ea. Și prin atelierele astea, ca să zic așa, care... Nu știu cum să mă exprim, prin care trec ei, au de învățat foarte multe lucruri și cumva e fix asta, le deschidem o portiță către altă lume, văd și altceva. Și mie mi se pare că e foarte important de proiectele astea în comunități. Una mi-a făcut plăcere de ca efect. Să... Voi sunt, adică efect așa pe termen lung. Și da, și am văzut pe una, am văzut pe una care a făcut, a avut curajul, a ieșit în fața unui public, știți că asta e cea mai mare frică a unui om, catalogat așa, am făcut un sondaj, și cea mai mare frică a unui om, nu e frica de moarte, e frica de a vorbi în fața unui public. Da. E, și mai ales și pentru femeie, dacă e să rămânem așa în contextul ăsta, da, să iasă în fața unui public și să vorbească despre problemele ei, mai ales. Că multe au vorbit chiar despre problemele ei, da. Despre asta știu că e teatru fort. Experiențe reale din viața oamenilor, bun scrise așa, hai să facem și noi o poveste.